3, întâlnirea noastră, ok, ca să avem posibilitatea mai apoi să o revedem în cazul în care va fi necesar. Bieci, Victoria, noroc, product, Luminița, e dimineață, sunt în parc la alergat, bine, mă bucur mult. Așa, Paulina, noroc, mă bucur mult că ești cu noi astăzi. Așa, hai, vă mai scrieți. Pentru că, repet, vreau să vă cunosc pe cei în special care nu-i cunosc, dar și pe cei care deja noi ne cunoaștem foarte bine, suntem la tu. De asemenea, scrieți-mi și domeniile de activitate. Eu știu că foarte mulți după cursul de fotografie au mai studiat și au încercat să activeze și în nișa de portret, adică fotografia anume propriu-zis ce ține de oameni, evenimente, familii, sesiuni fotoartistice și așa mai departe. Și în cazul în care aveți experiență și în acest domeniu, neapărat enumerați-o. Cum am mai spus, astăzi masterclass-ul nu o să fie dedicat exclusiv fotografiei comerciale, vom discuta despre fotografie în general. Ok, hai, Paulina, o să-ți găsești refugiu. Ești pe adresa corectă, pentru că eu când am lucrat la masterclass-ul de astăzi, am expus prima, a doua, a treia, a patra, a cincea modalitate și când am expus la a cincea, ea ține foarte mult de motivație și așa, cred că am vreo 6 slide-uri de motivație, de mindset, așa că stați cu mine până la sfârșit. O să fie și partea motivațională și inspirațională pentru care mulți dintre voi sunteți astăzi aici, eu știu, din mesajele care ni le-am scris. Bine, eu văd că la noi în waiting room nu mai avem pe nimeni, înseamnă că cam toată lumea s-a conectat. Voi mai fi așa cu ochiul, vă mai trage cu ochiul acolo în cazul în care apar anumite detalii în chat, nu știu, și eu nu atrag atenția pentru că sunt foarte concentrată la prezentație. Ajutorul meu, omul meu de încredere, Ludmila, este și astăzi cu noi și o să vă ajute în cazul în care există vreo întrebare sau, mă rog, vreo neclaritate. Bine. Așa, eu vreau să apar la noi în desen aici. Așa, să-l șterg. Bine, haideți să începem. Noroc, Andrada, mă bucur tare mult că ești cu noi. Eu când văd numele absolvenților cursului de fotografie, eu înfloresc, eu mă bucur că noi menținem o prietenie atât de strânsă, atât de adevărat, atât de sinceră și de fiecare dată când eu vă chem să învățăm ceva mai mult, noi ne adunăm cu o adevărată comunitate, ne unim forțele și pășim mai departe împreună. Așa, deci, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați decis în această seară să-mi acordați o jumătate cam două, așa va dura, vă preîntâmpind din start, din timpul vostru. Eu am decis să fac acest masterclass bazându-mă pe mesajele care le-am primit în privat după podcastul postat nu lunea asta, dar lunea trecută, despre unde să ne găsim clienții mai scumpi, clienții cu bugete mai mari. Pentru că în consultații deseori apare această întrebare. Oamenii care rezervă consultații cu mine, fie sunt abia la început de drum, fie sunt foarte bine stabiliți deja ca fotograf de produs, dar dilema este cum să cresc cifra unui contract, unde să găsesc clienții foarte buni. Și eu m-am gândit chestia, dacă ea tot atât de des apare, ar fi foarte fain să povestesc despre asta în podcast. Sunt anumite modalități care noi le lucrăm în consultație, dar, per general, eu cred că este tare fain să împărtășesc modalitățile și canalele de unde poți să ajungi spre clienții de top. Hai să-i numim așa. Și am primit un mesaj. Am primit a doilea, am primit a treilea, a patrulea și, per general, erau chiar și la oameni care nu activează un product fotografie, fac alt tip de fotografie, dar i-a dat această dilemă. De aceea eu am spus că nu o să stau tare mult pe gânduri. Cu așa ocazie frumoasă ne mai întâlnim și noi, mai discutăm, mai vorbim, vă mai povestesc și eu ce fac, îmi mai povestesc și voi ce faceți
și într-un final ne ducem cu sufletul împlinit, inspirați, cu o listă de task-uri de făcut și gata de acțiune după această întâlnire. Așadar, eu o să ascund acum un pic, așa, mouse aici și o să ascund acum lista de participanți, iată, nu m-am ascuns, cineva este în waiting room, așa. Bine, vreau doar să-mi confirmați dacă la noi prezentarea se vede tot clar, nu este nicio căsuță adițională, ok, perfect, mă bucur, mulțumesc Cipriana, tu ești ambasadorul meu astăzi, o să-mi arăt, nu? Pentru că nu vă văd toată lumea, de asta spun. Deci, astăzi vom discuta despre cele 5 modalități prin care poți câștiga bani din fotografie. Și când mă refer la 5 modalități prin care poți câștiga bani, mă refer de fapt la 5 căi prin care poți să ajungi la clienții tăi. Sunt 5 modalități diferite prin care poți ajungi la clienți diferiți. În primul rând vreau să mă prezint. De aceea, următorul slide este despre mine. Eu știu că cam 80% din participanții de astăzi mă cunosc foarte bine, pentru că noi deja am lucrat, cum am mai spus, cot la cot, în cadrul cursului de fotografie de produs. Dar pentru cei care sunt absolut noi la mine în audiență, pentru cei care pentru prima dată au venit la un eveniment online organizat de mine, totuși, cred că este foarte frumos din partea mea să mă prezint. Deci, eu sunt Elena Andronache, sunt fotograf, freelancer, antreprenor, supraviețuitoare de cancer și, mai nou, educator și mentor. Ceea ce fac eu în mentorat, ajut oamenii să își redescopere potențialul, să își crească potențialul din ei și, în dependență de ce scop au ei pe termen scurt, pe termen lung, să elaborăm o listă de task-uri și să pornim la drum și, într-un final, să atingem, iată, acel punct care tare, tare, tare mult și-l doresc să ajung acolo. Eu am mai mult de 11 ani de experiență ca fotograf în general. Deci eu am trecut prin toate etapele, începând cu fotografia de nuntă, cu mătrii, evenimente, sesiuni foto pentru adnaclasnici, Faces, Facebook și așa mai departe. Am trecut prin toate rețelele de socializare care au existat în Republica Moldova. După care am mers în jurnalism, am făcut comerciale acolo pentru prima dată pentru diverse branduri din Republica Moldova. Am lucrat cu diverse reviste, ca dacă sunteți din Republica Moldova, sunt foarte sigur că le cunoașteți, VIP Magazin, Unica mai era atunci, am lucrat cu Pentru Ea, care ulterior a devenit Ea.media, Unimedia, Agora, deci asta este background-ul meu, de fapt, în comercial, pentru că eu cream comerciale pentru ei. De acolo a pornit totul în direcția asta. Și ulterior am decis să merg pe piața internațională și deja prin intermediul platformei, care pe atunci era Odesk, ulterior a devenit Upwork, am început să îmi fac numele și portofoliul cunoscut pentru clienții de pe piața internațională. Deja de 6 ani fac fotografie comercială și de produs. Le delimitez pentru că fotografia comercială poate să fie inclusiv și fotografiile create unui brand personal cu scopul, acea fotografie este creată cu scopul de a fi folosită în advertoriale, în publicitate. Eu sunt fondatoarea Productoni, este o casă de producție media la moment localizată în Lisabona, dar Productoni de fapt a luat naștere în Haga, în Olanda, dar odată cu mutarea mea am mutat și afacerea aici în Portugalia. Sunt fondatoarea Ela Fine Art, este proiectul de terapie prin fotografie. Acest proiect a luat naștere în urmă cu 6 ani, atunci când am avut ocazia să mă întâlnesc față în față cu moartea și să o conving să-mi mai dea o șansă. Astfel am învățat să mă iubesc pe mine, m-am redescoperit și exact asta fac cu femeile care aleg să fac o sesiune foto de terapie prin fotografie, marca Ela Fine Art. Noi acolo facem meditații, exerciții, fotografii, dezvoltăm dragostea de sine, mai pe scurt, tare frumos. Și desigur că sunt fondatoarea proiectului Ea Education, așa l-am numit eu simbolic, Ea Education, pentru că inițial, bine, are și inițialele numelui meu, dar de fapt,
cursul de fotografie a luat naștere de la două prietene de ale mele, atunci când ele m-au rugat pur și simplu să le învăț exact ceea ce făceam eu în Olanda, ca să poată practica și ele asta și ca să-și câștige un bănuț, să-și câștige, de fapt, banii din care trăiau, una din Germania, alta din Canada. Și nu este prietena mea renumită din Canada, nu este vorba despre ea. Cel mai ușor mă găsiți pe Instagram. Eu acolo împărtășesc experiența mea de lucru cu clienții mei, performanța companiei mele, vorbesc foarte mult despre produsele mele educaționale, vorbesc tare mult despre succesul studenților mei și de asemenea despre experiența noastră de lucru în cadrul cursului de fotografie de produs și nu numai. Servesc cafea foarte des pe stories, mai facem pauze de cafea, mai discutăm, mai povestim și încerc din tot sufletul să vă motivez prin intermediul podcastului meu Tu Poți. Dacă sunt oameni printre voi care încă nu au ascultat niciun episod și nicio ediție, vă invit cu mare drag, îl găsiți pe elenaandronache.com. Acestea sunt companiile și clienții, hai să spun eu așa, cei mai de lungă durată cu care eu am avut ocazia să colaborez. Ei, de fapt, sunt foarte, foarte mulți, doar că eu m-am străduit să pun în acest live cei care i-ați văzut cel mai des la mine pe stories și vă explic de ce sunt, dar eu cred că dacă tare mulți deja activează în fotografia de produs, știți că sunt anumite contracte în care noi avem voie să povestim despre ele și sunt contracte în care noi avem voie să divulgăm absolut niciun secret, cele cu non-disclosure agreement. Cu aceste companii am tot drept să povestesc despre colaborările noastre, așa că dacă le cunoașteți, dacă le urmăriți pe Instagram, la un moment dat cu ele sunt clienți permanenți acum, dar cu altele din ele sunt din trecut și la un moment dat puteați să vedeți o fotografie pe Instagram-ul lor sau pe site-ul lor făcută anume de mine. Și eu tare, tare mă îndresc cu asta. De fiecare dată când văd o fotografie realizată de mine pe site-ul clienților mei sau pe Instagram-ul clienților mei, mie încă nu-mi vine a crede că eu am crescut mare și că eu fac tot asta. Și că visul meu foarte naiv de acum 6 ani, în sfârșit, prinde conturi. El există. Așa cum am spus, sunt fotograf de mai mult de 11 ani, anume fotograf de produs comercial, sunt de 6 ani. Am lucrat cu peste 50 de companii locale din Republica Moldova și internaționale, din absolut cât cu orice colț al globului pământesc, America, Australia, Noua Zeelandă, Asia, Europa, de toate. De toate am avut, cu toți am lucrat. Dintre care 78% din acești clienți s-au întors pentru noi colaborări și campanii comerciale. Vă știți că eu pun un tare mare accent pentru rata de prelungirea contractului sau pentru mine rata de succes este de fapt clientul care se reîntoarce la noi sau care semnează un contract de lungă durată, pentru că într-o afacere de succes nu contează atât de mult clienții noi cât clienții pe care tu reușești să-i convingi, să aibă încredere în tine, să lucreze pe termen lung cu tine sau să revină ori de câte ori au nevoie. Pentru aceste companii am realizat cu succes deja peste 200 de proiecte fotocomerciale. Făceam această prezentare și îmi dădeam seama că trebuie să schimb cifrele, pentru că n-am mai făcut un eveniment așa online, cred că deja de un an de zile și foarte multe s-au schimbat în ultimul an. Așadar, asta sunt eu, cu asta mă ocup și am ținut cu tot din adinsul să mă prezint ca să înțelegeți background-ul și ca să înțelegeți din ce experiență vine informația educațională pe care astăzi o să vă prezint. Dar, așa cum am spus, informația, de fapt, în sine, eu am adunat-o, am strâns-o în bază la cele mai recente, cele mai frecvente întrebări care le primesc eu în inbox. Pentru că, într-adevăr, eu recunosc și înțeleg foarte bine că sunt oameni care încearcă din răsputeri să obțină un client 2-3 și nu le reușește. Și când sunt în anumite momente, nu știu, de frustrări sau și eu postez o situație că, nu știu, am un client nou sau că cineva din curs a obținut un client nou, postez acolo un screen, lumea mă întreabă, dar cum pot și eu să obțin un client nou? Da? Cei care, de exemplu, în general sunt foarte departe de această nișă, chiar mă întreabă,
eu voi reuși să-mi construiesc o afacere, chiar nu am nicio tangență, n-am niciun trecut în fotografie, chiar pot să învăț în cursul tău și chiar pot să-mi construiesc o afacere? Și răspunsul meu este desigur că da. Și o să vă explic în cele ce urmează, în dependență de toate aceste întrebări, de ce răspunsul este unul pozitiv. De exemplu, la unde poți găsi clienții? O să vă povestesc astăzi exact unde vă puteți găsi clienții. Cum aș putea aborda compania cu care îmi doresc să lucrez? Iarăși, discutăm astăzi. Cum pot ajunge exact la clienții care mi-i doresc? Iarăși, vă povestesc astăzi, pentru că astea nu sunt secrete mie, părea cumva că lucrurile astea sunt foarte basic și foarte clare. Și am înțeles ulterior că asta nu este chiar așa. Și eu sunt foarte ok să împărtășesc asta cu voi. Și, desigur, că noi astăzi o să discutăm, iată, la această întrebare să acordăm foarte mult timp, pentru că, de fapt, toate astea își găsesc un răspuns și încep să aibă sens și dispar atunci când rezolvăm, iată, această întrebare. De ce este atât de dificil să găsești clienți, și anume clienții pe care tu îi dorești. Haideți să începem de la trei mituri. Trei mituri care, nu știu, eu personal le-am avut. Când eu am început călătoria mea pe piața internațională ca fotograf de produs, eu recunosc că eu credeam cel puțin în unul din aceste trei mituri. Și vreau să vă întreb pe voi și să vă rog să lăsați în chat răspunsul care din aceste trei mituri cel mai des apare aici în capul vostru. Doi. Ok. Ok. Oh, Dorin, ce-mi place că tu ai răspuns la această întrebare. Ludmila, eu cred că tu deja știi că asta nu-i trebuie. Așa. Doi. Wow! Wow! Ok. Doi. Puternic. Bine, la mine cel mai des era că pot ajunge la clienți doar prin publicitate. Când eram în Moldova, credeam că pot ajunge la clienți bun doar prin piele, dar cineva acolo cumva să mă recomande să povestească despre mine. Ok, doi. Super. Andrada, unu și eu am avut asta. Ok, deci, ce pot eu să vă spun? Este foarte ok ca noi să avem aceste preconcepții, să gândim că aceste mituri sunt un adevăr atunci când, într-adevăr, avem o problemă în a găsi clienții. Sau atunci când muncim foarte mult la portofoliu, când depunem tot efortul la îmbunătățirea tehnicii noastre fotografice, când investim bani mulți în lumini, în accesorii, în fundaluri, când ne străduim ca compozițiile fotografiilor noastre să fie originale, frumoase, exact ce piața cere, și într-un final vine sfârșitul de lună și noi înțelegem că luna asta, dacă am avut un client doi, încă e bine, sau căutăm permanent client și nu găsim și sau nu ne răspund la scrisorile noastre de aplicare și așa mai departe. Și eu înțeleg perfect creierul nostru, în general, ca să ne protejeze de o anumită durere și de o anumită suferință, tot timpul găsește o frază, găsește un motiv care să îndreptățească lucruri dureroase care se întâmplă cu noi. Și atât unul din aceste mituri, oricum, este fraza care apare instant în creier, pentru că el încearcă, de fapt, să te protejeze. Dar despre asta vorbim iarăși un pic mai târziu. Așadar, dragii mei, eu vreau să vă spun că atât motivul 1, cât și motivul 2, cât și motivul 3, toate aceste trei propoziții sunt, de fapt, foarte mari mituri. Putem ajunge la clienți fără nici un cent investit. Unica investiție pe care noi trebuie să o facem, timpul și efortul nostru. Clienții nu vin singuri la tine dacă ai un portofoliu foarte bun. Diferența dintre fotografii foarte talentați, artiștii care respiră cu artă și efectiv care nu știu cum să-și achite la final de lună facturile, și artiștii care fac așa cum pot, de la mediu spre bun, dar au un venit stabil, sunt foarte bine, mersi, puși pe picioare din punct de vedere financiar, este pur și simplu acțiunea. Nu este destul să ai un portofoliu absolut bun ca clienții să vină la tine. Ca clienții să vină la tine, trebuie să-i chemi. Ca clienții să vină la tine, trebuie să le arăți ce tu le oferi. Ca clienții să vină la tine, trebuie să ai o vitrină
și ușa magazinului deschisă. Și pe lângă ușa magazinului deschisă mai ai 4-5 canale care îi dai adresa magazinului și dai și denumirea magazinului. Dar despre asta iarăși vorbim un pic mai târziu. Și putem ajunge la clienți buni direct, comunicând cu ei, direct discutând cu ei, nu avem nevoie de pile, nu avem nevoie de oameni special în viața noastră. Așa că eu vă rog și vă îndemn, haideți acum toți împreună, exact cum vedeți în această fotografie, să distrugem, să nimicim, să ștergem aceste programe din mintea noastră și să creăm astăzi împreună altele noi. Pentru că doar ștergând programele vechi, care au fost memorizate de undeva, dintr-o experiență, cineva ne-a spus ceva, am citit undeva pe internet, dar ștergându-le și înlocuindu-le cu altele noi, putem să ne mișcăm mai departe și, cel mai important, putem să ne schimbăm viitorul. Așadar, câte posibilități, totuși, credeți voi că există pentru a face bani din fotografie? Dați-mi oricare număr, gândiți voi în chat. Haideți să vedem. Sau câte știi? Faceți o simplă matematică și scrieți-mi, vă rog, răspunsul vostru în chat. Haideți, nu fi frică! Câte? 4, 5, 6, 10, 20, 30, câte posibilități există? Posibilități mă refer la modalități prin care poți să faci bani din fotografie în general. Dorin Cola, 99! 99 de cumetri! Da, ok, 99, cel puțin una, ok, 3 îmi vin în cap, bine, îi cunosc doar 4 până acum, ok, multe. Cipriana, numărul tău e cel mai exact. Ok, da, într-adevăr, eu știu că sunt foarte, foarte multe modalități, dar eu în viața mea am avut ocazia să testez, să pun în practică și să obțin rezultate din 10 modalități. Așa cum am spus, eu, vă știți parcursul meu, am făcut tot tipul de fotografii care există, cu excepția fotografiei landscape, am făcut inclusiv și imobiliare și absolut oricare nișă nu aș fi, pentru oricare nișă nu aș fi optat, din oricare nișă am reușit să am un câștig bun. Am decis că o să rămân la fotografia comercială și o să o combin cu fotografia de portret, pentru că pentru mine personal aceste două nișe sunt cele mai roditoare din punct de vedere financiar și cele care îmi oferă mie foarte multă libertate și asta foarte mult apreciez. Dar din cele 10 modalități, despre două v-am povestit în curs. Asta este social media și platformele de freelancing. Dar altele 5 despre care vreau să vă povestesc astăzi sunt cumva poate și cele care vă vin vouă în minte, dar eu astăzi, pe lângă faptul că o să vă povestesc ce funcționează, o să vă povestesc și cum puteți faceți voi ca asta, această modalitate să funcționeze pentru voi. Așa că haideți să mergem mai departe, propriu zis, la formele prin care putem să ajungem la clienții noștri. Deci, cele mai eficiente modalități care pentru mine au funcționat și am reușit să fac bani din fotografie a fost, iarăși, 1, punctul 1. O să vedeți că eu, de fapt, am 6 în loc de 5 în prezentare, pentru că vă spun, prima parte este pentru, așa, ca o totalizare și vreau să mă opresc un pic la ea ca să vă spun de ce eu mizez tare mult pe ea atunci când vorbim în curs și în general. Deci eu sunt ambasadorul platformelor de freelancing. Deci o modalitate este social media, neapărat TikTok-ul, Instagram-ul, LinkedIn-ul, platformele de freelancing, Upwork, Fiverr și oricare alta care le-ați văzut în cursul de fotografie de produs, pentru că aceste două modalități sunt cele mai rapide și cele mai simple pentru un fotograf începător să ajungă la clientul lui. Iată, prin intermediul acestei două modalități, prin fotografiile pe care le faci, ele sunt destule și prin comunicarea pe care o ai, iată, pe social media și pe platformele de freelancing, asta este destul pentru ca să-ți aduni lunar
clienți care să îți asigure un venit de 2000-2500 de euro pe lună. Asta este foarte real. Eu am ajuns la această cifră în primele 3 luni de activitate ca fotograf de produs în combinație de platforma Upwork și Fiverr. Și au mai fost câteva platforme care eu le-am încercat, iarăși am discutat despre asta în curs. Unele dintre ele oferă un rezultat foarte rapid și foarte îmbucurător doar atunci când ai un portofoliu foarte bun. Celelalte, dacă sincer, platformele ca Fiverr și așa mai departe, oferă un rezultat chiar de fotografiile nu sunt foarte perfecte. Atât timp cât sunt corecte. Tehnic este ok. Nu e necesar să fii foarte, foarte creative. Pentru mine, vă știți din istoria mea, că Upwork-ul a fost o salvare. Eu am început să activez ca fotograf de produs foarte activ, anume pe Upwork, în momentul când eram studentă în Olanda și abia de reușeam să îmi câștig cât de cât un venit fiind acolo, aplicam la 10 joburi, refuzurile erau la fiecare, dacă nu era în a doua etapă, în a treia, a patra, cu siguranță venea. Și unul din cele mai importante motive din care eu eram refuzată era faptul că eu nu vorbeam limba olandeză. Și în momentul când eu doream să mă angajez într-un studio foto, anume de fotografierea persoanelor, mi se argumenta că da, tu ai un portofoliu foarte bun, abilitățile tale tehnice sunt foarte bune, dar noi avem nevoie și de comunicare inclusiv cu clienții în timpul sesiunii foto și atât timp cât tu nu vorbești limba olandeză, nu putem să te ajutăm cu nimic. Și eu am înțeles că este mult mai ușor să-mi schimb locul de căutare a oportunităților și a clienților decât să învăț olandeză. Pentru că olandeza nu este cea mai ușoară limbă de pe planetă. Este destul de challenging să înveți, mai ales când mai ești student și ai altceva de învățat. Așa că eu am mers pe Upwork, acolo mi-am găsit clienții, acolo nu a fost ușor de la început, dar în comparație cu alte modalități, aceasta a fost cea mai ușoară, că eu să încep cât mai repede să câștig un ban din fotografie. Pe Upwork, pe platformele de freelancing, cel mai ușor este să te să-ți câștigi un nume ca fotograf de produs, fotograf comercial, pentru că asta este posibil să faci remote, la distanță, și de asemenea ca editor foto, ca retușor, la fel sunt la mare căutare. Dar fiți foarte atenți la ce joburi aplicați. Asta este recomandarea mea și cine sunt clienții voștri. De asemenea, în ultima vreme, pe Upwork apar tot mai multe oportunități de consultare, consultație și sunt foarte multe joburi la care puteți aplica propriu-zis din perspectiva că sunteți fotografi și aveți o anumită experiență în acest domeniu și puteți să participați la anumite chestionare la anumite testări de platforme și asta este la fel o modalitate tare bună de a obține bani din aceste platforme. Social media funcționează atât timp cât știți regulile jocului. Noi în curs chiar avem și o lecție întreagă dedicată pentru Instagram. În linii generale, lucrurile de bază au rămas exact așa cum sunt, dar minusul la social media este că lumea de acolo, în momentul când postează un conținut, nu știu cui se adresează. Iată dilema pe care o am eu personal ca mentor, ca consultant, ca îndrumător. Când am o ședință de coaching cu cineva care se prezintă pe Instagram și citesc caption-urile care sunt acolo, înțeleg că clienta mea, de fapt, nu se adresează potențialilor clienți. Ea nu are un call to action. Mesajul este pentru colegii ei fotografi și nici de cum pentru clienți. De aceea, în așa caz, chiar de tu ai fotografiile foarte reușite, foarte bune, nu o să atragi audiența de care ai tu nevoie. De asemenea, engagement-ul, adică interacțiunea ta cu alte pagini, te crește în direcția paginilor cu care tu interacționezi.
Dacă dai like la alți fotografi, dacă comentezi la alți fotografi, dacă vorbești prin mesaje cu alți fotografi, dacă comentezi la reels-urile altor fotografi, exact Instagram-ul înțelege că conținutul postat de tine și audiența și oamenii care te interesează sunt alți fotografi. În momentul în care tu interacționezi cu companii, în momentul în care îți alegi nișa, în baza la prototipul clientului perfect, exact cum facem noi în curse, pentru asta facem prototipul, pentru că noi alegem nișa clienților cu care vrem noi să lucrăm. Iată, în momentul când tu interacționezi exact cu profilele care reprezintă prototipul tău, prototipul clientului tău perfect, atunci jocul începe a acționa. El începe, într-adevăr, să dea roade. De aceea fiți foarte atenți cum folosiți social media, dacă ați încercat să puneți totul în practică, tot ce cunoașteți de voi și rezultatele sunt așa, nesatisfăcătoare, poate ne schimbăm modalitatea de a acționa pe social media și pe Upwork inclusiv. A doua modalitate despre care vreau să vă povestesc astăzi este modalitatea de insider. Ce înseamnă, ce presupune asta? Este foarte ușor să te lansezi ca fotograf și, apropo, asta este valabil atât pentru fotografia de portret, cât și comercială, cât și imobiliară, cât și food photography. Este foarte ușor să te lansezi într-un nou domeniu, atât timp cât tu deja lucrezi într-un domeniu ce îți generează clienți. Eu personal lucrul ăsta l-am făcut din ziua numărul 1, când am făcut fotografii de, în general, cum a început fotografia de nuntă. Eu aveam o cameră, mergeam la nunțile verișorilor mei, eu am 18 verișori și toți mai mari ca mine, doar fratele meu e mai mic decât toți. Și eu făceam fotografii la cele nunți. Eu când făceam fotografii la cele nunți, dacă eram un teenager, asta se întâmpla când eu aveam 13-14 ani, automat veneam acasă, le editam, cum știam, eu un Photoshop super basic de atunci și transmiteam acele poze sau la mie, sau la verișorii mei, sau la oameni care erau acolo la nunți și așa mai departe. Și în momentul când începeau să fac nunți chiar în sat, pentru că eu sunt dintr-un sat din Milești Mici, când cineva începea să caute fotograf, este clar lucru că sunt nunți mai pompoase care știu exact unde să caute fotograf și sunt nunți mai nu atât de scumpe, mai cu bugete reduse și căutau prin cunoscuți. Și eu așa am obținut primele mele nunți, prin recomandări, pentru că lumea deja a văzut că eu sunt cu camera în mână, că eu fotografiez, a văzut câteva fotografii care am făcut pentru altcineva și gata. Din insider, de la petrecăresc de la o nuntă, eu am atras clienți. Haideți să trecem la o altă perioadă. Eu am activat ca graphic designer într-o agenție de publicitate. Și pentru acea agenție de publicitate, eu am propus că pe lângă administrarea contului de Facebook al Moldexpo, eu pot să vin la voi la expoziție și să fotografiez expozițiile și pur și simplu în schimbul la un fee simbolic, care atunci, de exemplu, erau 500 de lei pentru un eveniment, pentru mine era foarte mult, pentru ei era foarte puțin. Asta avea loc în 2012. Și oricum am primit, după Moldexpo a început alt brand să vină și alt brand să vină și aveam 5 companii pentru care, pe lângă administrarea contului de Facebook, eu mai fotografiam și evenimentele lor. Am mers în presă după asta. Și în presă automat deja colegii mei spuneau, avem un advertorial, mergem la brandul cu tare, mergem la persoana cu tare și iarăși, când tu lucrezi foarte bine, brandurile ulterior mă contactau ca să fotografiez lookbook-ul lor, ca să fotografiez sesiuni foto pentru campanii, ca să fotografiez evenimente la care sunt ei, la care erau ei prezenți, ca Moldova Fashion Days și așa mai departe. Deci, tot timpul când tu deja ești infiltrat într-o comunitate sau ai o activitate care îți aduce clienți, poți tot timpul să mai adaugi și această opțiune, că eu pot să fac și poze pentru conținutul pe care îl postăm noi zilnic pe social media. Și vă explic iarăși cum funcționează. Chiar în cursul meu, cunosc personal, am lucrat cot la cot cu o fată care a venit în curs pentru că ea era social media manager și pur și simplu dorea să învețe cum să fac pozele pentru că înțelegea, ea lucra cu alte
companii care respectiv aveau fotografi și ea înțelegea că nici fotografii nu sunt făcute chiar după necesitățile copywriting-ului pe care ea le făcea sau pentru campanie și așa mai departe. Și ei a fost mai ușor să vină să facă cursul meu, să învețe și să-și propună ulterior serviciile ei ca fotograf pentru companii lângă serviciile de SMM. După cum știți, acum fiecare companie, fiecare magazin, fiecare industrie, fiecare nișă există dacă are un profil pe Instagram, dacă are un site web. Fiecare companie are nevoie de un social media manager. Dacă activați în acest domeniu, este foarte ușor să vă propuneți serviciile și ca fotograf adițional. Nu știu de ce la această posibilitate nu se gândesc prea mult și am ținut cu tot în adinsul să vă povestesc și despre ea. În cazul în care sunteți într-o comunitate și ați făcut cursul de fotografie, de produs, voi deja aveți toate cunoștințele de bază ale fotografiei. Fotografiați mai mulți oameni, practicați, spuneți-le că faceți asta tuturor în jurul vostru și oricum o sursă de venit o veți avea. Punctul numărul 3, care iarăși în cazul meu a funcționat foarte bine și continuă să funcționeze foarte bine și eu o l-am introdus în prezentarea noastră de astăzi și vreau să vorbesc foarte mult despre ea, pentru că asta este cea mai eficientă publicitate pe care voi puteți să o faceți pentru numele vostru ca artist și pentru compania voastră, și anume word of mouth, adică prin recomandare. Exact cum v-am spus că la primele nunți eu le-am primit la vârsta de, aveam 17 ani când am făcut prima nuntă pe bani, ea a venit de atât că eu am fost recomandată. În fotografia de produs, chiar în zilele de astăzi, ale noastre, noi avem client care l-a dus tata cu compania lui, el la noi. Avem membri de echipă care se schimbă de la o companie la alta și ne iau și pe noi la noul brand și la noua companie. Și asta tot se întâmplă deoarece acum, în prezent, da, sunt foarte mulți fotografi, sunt foarte mulți specialiști, dar oameni serioși care să respecte un deadline, care să facă lucru bun, care să aibă o sistemă care funcționează, care să fie foarte buni în comunicare, care să fie easy going, care să fie o plăcere să lucrezi cu ei, e mai greu de găsit. Și atunci când tu îți faci lucru foarte, foarte bine, atunci când tu oferi o experiență foarte plăcută de lucru clientului tău, el te ia cu tine mai departe, el te recomandă și mai povestește încă și prietenilor, că, uite, este așa o companie, îți recomand cu toată încrederea. Clar, mai este și cealaltă parte a monezei. Concurenții se urmăresc foarte mult între ei. Noi, în compania noastră, în ultimul an, avem două cazuri în care concurenții unei companii au venit și la noi și mi-au spus că eu vreau să lucrez cu voi pentru că vreau să fac poze pentru ei și noi vrem așa calitate. Noi vrem așa stil. Ok. Noi nu avem, de exemplu, în regulile companiei că nu lucrăm cu concurenții între ei, pentru că asta mi se pare unfair față de noi ca companie care crește. Cum asta lucrează în fotografia comercială? Exact, lucrează în absolut toate domeniile ale fotografiei, nișele de fotografie. Asta lucrează în portret fotografie cel mai bine. Atunci când voi faceți poze cu oameni și le postați și mai etichetați oamenii din pozele respective, voi nu trebuie să faceți publicitate, voi nu trebuie să faceți campanii de creștere a audienței. Asta automat se întâmplă, pentru că, slavă Domnului, a trecut pandemia, slavă Domnului, deja gata, avem dreptul să ne întâlnim față în față și să facem poze și să lucrăm frumos cu oamenii din jurul nostru. Și asta ne ajută tare mult să facem o fotografie, am postat, am etichetat clientul, cineva a văzut la el, vrea și el, a văzut cine este autorul, ne-a contactat și rețeaua de clienți crește. Dar regula principală în acest punct este 1. Să livrezi lucru foarte calitativ, dar mai important încă decât lucru calitativ este experiența. Experiența de colaborare pe care oferi tu clienților tăi. Asta este absolut totul. Fotografiile pot să fie cele mai perfecte, cele mai creative. Pentru că eu recunosc, eu nu mă consider cel mai bun fotograf și niciodată nu o să fiu. Eu nu sunt cel mai genial, cel mai creativ, cel mai artistic și eu sunt absolut ok cu asta.
Eu sunt fotograf profesionist. Eu fac bani din fotografie. Pentru mine, cel mai important lucru este relația mea cu clientul meu. Este experiența lui de lucru cu mine. Da, eu dau tot ce pot eu mai bine în tehnica de fotografiere, dar voi, dacă ați lucrat cu clienți, voi ați văzut, ei n-au nevoie de ideal. Ei au nevoie de anumit tipaj de fotografie și cel mai des este o fotografie care el ți-o transmite ca exemplu. Și pur și simplu trebuie să ai cunoștințele de bază, de a citi schema de lumină care a fost folosită acolo, de a înțelege direcția, de a putea interpreta fotografiile din moodboard. Dar noi doar asta tot învățăm în curs. Asta nu e greu de făcut. Așa că și aici avem un tare mare plus. Și cum spuneam, mai puțin contează genialitatea ta ca artist și ca fotograf. Contează să faci lucruri bine, bine iarăși. Mediu spre bine. Mediu este suficient. Important să nu vă bateți joc pe client și nu oferiți calitate proastă. Asta eu condamn, asta eu nu susțin absolut deloc. Dar mai important ca asta este experiența pe care o oferi clientului de lucru cu tine. Credeți-mă. După 12 ani, i-am spus 11 plus, dar chiar cam 12 ani, eu știu că asta contează cel mai mult. Haideți să mergem mai departe la următoarele modalități. Punctul 4 este modalitatea despre care eu tot am vorbit în curs și am înțeles că sunt foarte multe întrebări la această modalitate, pentru că am primit aceste întrebări și în Q&A-urile de la cursul meu și de la colegii mei fotografi. Eu am făcut o cercetare și am înțeles tot cum funcționează. Am încercat să lucrez cu două agenții de reprezentanță și mie personal nu mi-au plăcut regulile jocului, nu mi-a plăcut faptul că eu nu pot să semnez fotografiile mele, nu mi-a plăcut faptul că nu am dreptul să mă numesc autor al fotografiilor pe care le creez eu pentru campaniile și brandurile care le au ei. Sunt unele contracte care îți oferă acest drept, dar ele sunt foarte mizer plătite în comparație cu contractele care le am eu deja. Da, în momentul în care tu nu ești confortabil cu faptul că trebuie să faci vânzări, în momentul în care tu nu ești confortabil să cauți clienți, în momentul în care tu nu ești ok să povestești la toți despre ce tu faci, să cauți activ în fiecare zi clienți, atunci agenția, reprezentantul, producătorul este cea mai bună modalitate de a câștiga bani, de a-ți construi reputația, anume în rândul agențiilor, și de a ajunge la clienții cu nume notori, ca Dior, Chanel și așa mai departe. Brandurile foarte mari lucrează exclusiv prin agenții. Brandurile noi care cumva au reușit să se poziționeze pe piață, de exemplu cum este în cazul nostru Ambare, ele nu lucrează prin agenții, dar în schimb au un tender și un proces de selecție foarte nevoios și ai nevoie și de un avocat care să te reprezinte, contractele sunt mai dificile. Dar în cazul în care tu pur și simplu vrei să te ocupi doar de fotografie și în cazul în care tu vrei să te ocupi doar de partea creativă, agențiile, producătorii, reprezentanții sunt exact ceea de ce ai nevoie. Vă întrebați, Elena, cum putem să ajungem noi să lucrăm cu agenție? Regula numărul 1, un portofoliu perfect, ideal, high-end, top, 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 top. Aici deja fotografiile care merg pe Instagram nu mai merg la agențiile de top. Aici deja merge stilul ăsta, haideți să vă arăt că aveam o poză aici, iată asta, unde totul e foarte bine gândit. Iată, asta la agenții mai puțin merge, pentru că e mai pop, așa spunem eu. Dar mai am una aici, cred. Da, iată așa, iată asta e agenție. Deci, extraordinar de retușată, de bine gândită. Trebuie să persiste doar un singur stil, din ceea ce eu am analizat, din ceea ce am văzut și din cerințele care le-am avut față de mine. Și încă un lucru care trebuie să-l aveți, ani de experiență. Ani de experiență și alte branduri cu care ați lucrat. Trebuie să adunați scrisori de recomandare de la acele branduri și scrisoarea voastră de aplicare către agenția care se vă reprezintă. De obicei ei caută fotografi prin recrutori, dar putem și noi apela la agenții. Eu așa am făcut. Am căutat agențiile din
împrejurime, în cazul meu Portugalia și Spania, astea erau două țări care pe mine mă intereseau, piața Spaniei mă interesa mult mai mult decât pe Portugalia, și căutam aceste agenții, am găsit datele de contact, persoana de contact, am cerut regulile jocului, m-am prezentat, am arătat portofoliul meu, experiența mea și totul s-a oprit în momentul în care v-am spus, au apărut aceste reguli de joc care pe mine recunosc, m-au intimidat, eu am o foarte mare durere când aud că eu nu am dreptul să împărtășesc ce am făcut eu pentru un anumit brand și așa mă doare NDA-ul care îl semnez, dar măcar pentru un NDA eu am un fee, simt stor în schimb la NDA, dar acolo acest fee nu există pentru că agenția, tu ceri un anumit preț, dar tu într-un final nu știi cât a costat proiectul tău de fapt, știind bugetele care sunt pentru sesiuni foto, iarăși comunicând cu colegii fotografi. Atunci eu înțeleg că poți cere un anumit preț și clar că clienții se mai târguiesc, dar iarăși, din punctul meu de vedere ca antreprenor, pentru mine această opțiune nu merge. Dar asta nu înseamnă că pentru voi nu poate să meargă. Iarăși, repet, mie îmi place să fac vânzări, mie îmi place să lucrez cu clienții, mie îmi place să-i caut, mie îmi place să-i piciesc, să-i atrag. Eu când fac vânzări la clienți, trebuie gata, ochii s-au aprins, eu sunt acolo. Mie foarte tare îmi place partea asta mea de lucru. Pentru cei care nu le place, dar vor să lucreze cu companii mari, să lucreze cu case mari de producție, recomand agențiile sau reprezentanții sau producătorii. Căutați agențiile pentru fotografi din zona voastră, căutați datele de contact. Recomandarea mea este să scrieți un mail oficial, în cazul în care nu vi se răspunde, reveniți peste 2-3 zile, în cazul nu vi se răspunde, iarăși mai faceți un reminder. De obicei, de la primul e-mail nu prea primește un răspuns, primesc doar cei care sunt foarte insistenți. Dacă mai găsiți și persoana de contact pe LinkedIn, în genere, foarte bine, o contactați și acolo. O altă modalitate prin care îți câștigi banii și, apropo, este o modalitate devenit pasiv în fotografie. Da, fotografia poate genera venit pasiv și astea sunt stocurile. Noi, în compania noastră, facem stoc. Noi facem pe video, colegul nostru face pe foto. Este o modalitate care este mai greu la început, dar în momentul în care tu ai un anumit număr de fotografii încărcate, ea începe să vândă. Este clar că chiar și pentru această modalitate trebuie să fii foarte bine informat. Diferența dintre stoc și celelalte modalități care le-am enumerat până acum este că stocul pune un mare accent pe cantitate și pe calitate și nu dă doi bani pe creativitate. Stocul are nevoie de lucruri basics, de lucruri foarte simple, de lucruri umane, este foarte important să vă informați anume de la, dacă mergeți pe Shutterstock, vă informați de la Shutterstock ce caută ei în acest sezon, sau ce se vinde. Mergeți la stocul de la Apple, de la Adobe, exact asta, vă uitați ce ei cer. Participați la toate webinarele care le fac, informați-vă, educați-vă, pentru că stocurile e o nișă foarte puternică și o să rămână foarte puternică atât timp cât există companii care nu au un buget mare pentru fotografi, care au nevoie să facă acum un site foarte rapid și caută fotografii anume în context. Pe stoc puteți să vă alegeți absolut oricare nișă, ba mai mult, puteți să le combinați, puteți să faceți și product, puteți să faceți și portrait, puteți să faceți și lifestyle, puteți să faceți și imobiliare. Imobiliarele foarte bine se vând pe stoc. Așa că da, chiar vă rog insistent să luați această modalitate de a ajunge la clienții voștri care sunt foarte mulți. Acolo nu mai trebuie să vă dezvoltați un brand, acolo nu mai trebuie să faceți vânzări, acolo nu mai trebuie să depuneți tot efortul de a vă crește audiența și de a ajunge la clienții voștri, asta face stocul în locul vostru. În schimb, până ajunge să fac stocul asta în locul vostru, trebuie să fotografiați la greu, să învățați toată sistema de keywording, de indexare, toată sistema asta de postare. Dacă aveți nevoie de cineva să vă înveți acest lucru, dacă aveți nevoie de o consultare, dați-mi de știre, vă pot îndruma mai departe.
Și cea de-a șasea în prezentare și a cincea modalitate prin care să ajungi la clienții tăi este modalitatea prin care eu propriu zis ajung la clienții mei. Este modalitatea care pe mine pur și simplu mă umple de energie, este modalitatea care funcționează cel mai bine, anume pentru contractele mari, pentru contractele de durată și pentru contractele serioase. Și anume, pitching-ul în viața reală. Eu îmi imaginez ce reacția aveți voi acum. Nu, Elena, nu asta, eu nu vreau să mă duc în viața reală și să interacționez cu oameni. Dar recomandarea mea este, dacă vreți într-adevăr ca să aveți contracte de lungă durată, ca să aveți contracte cu bugete suficiente, bugete mari, ca să nu fiți nevoiți să explicați fiecărui client, deci asta costă atâta și nu atâta. Dacă vreți ca să vină foarte mulți clienți natural la voi, dacă vreți ca la un moment dat numele vostru deja să lucreze pentru voi, atunci faceți pitching când puteți voi de des. Eu, de exemplu, am două zile în săptămână când le dedic pitching-ului în viața reală. Eu știu exact unde sunt potențialii mei clienți și îmi merg acolo. Fie asta eveniment, fie asta o întâlnire la cafea, după eveniment, pentru că pitching-ul în general are mai multe etape. Este prima interacțiune, este a doua interacțiune, este a treia interacțiune, care poate se transforma în a patra, a cincea, sau în care se întrerupe firul, da? Recomandarea mea este să fiți prezenți acolo unde sunt clienții voștri. Dacă voi prestați, în cazul meu, servicii de fotografie de produs, înseamnă că eu o să merg acolo unde sunt producătorii. Asta poate fi o expoziție. Asta poate fi un eveniment dedicat producătorilor într-o anumită zonă. Eu sunt acolo, pentru că totodată eu sunt și eu un producător de conținut, dar sunt producător, și totodată sunt interesată să înțeleg cu ce respiră oamenii, clienții mei. Când tu mergi la aceste evenimente, în primul rând, tu te poți prezenta, îți poți prezenta istoria, îți poți prezenta produsul. Într-al doilea rând, tu creezi conexiuni. După vibrații, după energii, anumiți oameni încep să rezoneze cu tine și ei vor să te cunoască mai bine. Și numai după ce te cunosc, ei pot să te încredințeze proiecte, campanii cu anumite bugete și să lucreze ani de zile cu tine. Eu acest lucru l-am învățat în Republica Moldova, când din numele revistei pentru ea sau ea.media mergeam la evenimente și făceam poze pentru diverse branduri, pentru că voi știți cum este în Chișinău, cel puțin așa era. Într-o zi este o prezentare de modă undeva cu anumită tematică, în altă zi există un eveniment pentru femei cu altă tematică și acolo neapărat o să fie o prezentare a unui brand și așa mai departe. Și tot timpul eu interacționam cu brandurile, cu reprezentanții PR ai lor. Ne făceam cunoștință și chiar lucruri cu omul când te cunoaște. Vede ce poze faci tu, pentru că noi transmiteam pozele de la eveniment, eu luam carte de vizită, scriam e-mail, a doua zi, pozele sunt gata, poftim. Chiar de nu omul respectiv a comandat serviciul meu propriu zis, eu aveam grijă tot timpul să dezvolt o relație de prietenie cu ei, cu reprezentanții PR. În momentul în care ei au nevoie de un fotograf, ei deja cunosc, ei măcar știu că tu existi, ei știu produsul tău. Într-un fel, ei deja te-au vizitat, da? Ei știu cine sunt ei. Și exact asta fac și local. Așa am făcut și în Olanda, astfel am obținut contractul cu sorma Benelux. De fapt, el a venit printr-un contact. Era un domn care avea o companie care administra profilele de LinkedIn ale companiilor. Și iată, o companie, în cazul ăsta, Sorma Benelux, nu avea nici conținut foto, nici conținut video. Eu lucram cu el pe conținut foto și el mi-a spus, dar tu poți face video? Am zis, clar că pot, am făcut și video. În sens că tot timpul, dacă tu ești acolo unde sunt clienții tăi, la un moment, nu că la un moment dat, dar foarte repede, clientul să înceapă să vină la tine, pentru că tu ești exact acolo unde sunt ei și tu le spui că eu rezolv problema pe care tu o ai. Am inclus aici un video care nu se activează, dar mă rog. La un eveniment la care am fost foarte recent ieri, dar aceste evenimente sunt foarte dese și eu, voi credeți-mă, în viața unui antreprenor să ieși din oficiu pe câteva ore și
să renunț la lucrul tău, este cineva în waiting room, dar o să-mi pierd gândul dacă mă bag acolo. Dacă tu din oficiu pleci pe câteva ore, în cazul meu 45 ore, pur și simplu lucrul tău e pus pe pauză și asta înseamnă să lucrezi până mai târziu, dar eu sunt ok cu asta, pentru că știu că eu, dacă nu o să fac pitching în viața reală, dacă eu nu o să cunosc oameni, dacă eu nu o să fiu acolo unde sunt clienții mei, degeaba mă mai dezvolt și fac tot ceea ce fac, pentru că ei nu știu de existența mea. Eu vă recomand să fiți în primul rând ambasadorul propriului vostru brand, în calitate de artist, fotograf, cum preferați să vă creați brandul, așa fiți. Fiți acolo pentru voi, în primul rând, pentru produsul vostru și pentru serviciul vostru pe care voi îl prestați. Pentru că în momentul în care un potențial client te cunoaște pe tine, îți cunoaște istoria, îți cunoaște acel de ce tu faci asta, îți cunoaște serviciul propriu-zis, produs pe care tu îl creezi, el începe să dezvolte un atașament, o simpatie, un respect. Și asta contribuie foarte mult ca ulterior, când această persoană are nevoie, sau cel mai important încă, de aici se începe construirea rețelei. Chiar de cineva nu are nevoie în momentul respectiv de, în cazul meu, fotografii de produs, un prieten care o să-i spună, uite, caut pe cineva, lansez un produs, caut pe cineva, o să recomand serviciile tale, pentru că tu deja ai interacționat cu el. Asta este plusul tău, că tu ești acolo unde alți fotografi nu sunt. Pentru că fotografii, artiști în general, nu prea iubesc să facă pitching. Ei mai bine fac o publicitate decât să facă pitching. Dar pitching-ul este cel mai de succes, în mod prin care poți să atragi clienții. Asta este cel mai efectiv. Deci, de ce ar alege potențialul tău client să vină la tine dacă tu nici măcar nu ești acolo? Ce am eu în vedere prin această întrebare? De ce clientul ar alege să vină, să cauți site-ul tău, să-ți scrie ție pe site sau să-ți facă un e-mail, să-ți scrie un e-mail, să-ți trebuie prețul și așa mai departe, dacă tu nu ești acolo unde poate alți competitori de-ai tăi sunt sau dacă tu nu ești acolo unde ei sunt, dacă ei nici măcar nu știu de existența ta? De ce, în loc să, nu știu, fii frustrat că nu găsești niciun bilet, pur și simplu să nu te duci acolo unde sunt ei, să nu-i chemi în vizită, pregătește o carte de vizită, fă un QR code pentru site-ul tău, ca ușurează experiența de călătorie a clientului către portofoliul tău, către pagina ta de pitching. Convinge-l că anume serviciile tale sunt rezolvarea problemei lui, în cazul în care mergi la producători să fie o sesiune foto comercială. În cazul meu, de exemplu, eu ieri am fost la acest lunch unde am avut ocazia să povestesc istoria mea și să fiu ambasadorul serviciilor mele, produselor mele. Pentru că eu din start am întrebat cine o să fie prezent acolo. Eu am știut ce oameni. O să fie și producători, dar erau și foarte mulți coachi la acel eveniment. Și am înțeles că pentru producători trebuie să prezint productonie, pentru coach eu trebuie să prezint Ela Fine Art, terapie prin fotografie sau posibilitatea de a face fotografii de branding. Pentru că când mergi într-o audiență, trebuie să știi foarte bine ce tu oferi. Astfel eu am avut cărți de vizită și pentru productonie și cărți de vizită și ale mele personale legate propriu-zis de Ela Fine Art și fotografii, sesiuni foto de branding. După cum vedeți, imediat după întâlnire, am primit mesaje. Eu aici am inclus doar două pentru că sunt două diferite. Vreau să vă explic logica, cum lucrează mai departe. Un mesaj prin care clientul, potențialul client spune, îmi pare foarte bine să te văd, să te cunosc, doar îți las acest mesaj, pentru că pe cartea mea de vizită era un QR code care ducea pe Instagram-ul meu, direct unde omul poate să comunice, să continuă comunicarea cu mine, pentru că acolo a fost un schimb de energie, pentru că acolo a fost un click și gata. Omul vrea să te cunoască mai bine. Dă-i șansa asta. Oferi șansa asta. Și scurtează drumul ăsta. Imaginați-vă, ea mă întreabă, cum poți să te găsesc? Pe e-mail. Elena Andronache. E un nume. Omul nici nu o să țină minte cum era scris. Sau pe Instagram exact aceeași istorie. În momentul când el scanează un simplu QR code și vede instant unde poate să scrie, el o să-ți scrie. Acțiunea este mai probabil că o să se întâmple. Și un alt caz. Dacă mergi la un eveniment și ții o prezentare sau, mă rog, faci pitching one-to-one,
În cazul meu, prezentarea mi-a oferit posibilitatea să atrag atenția și oamenilor cu care eu n-am avut ocazia să vorbesc one-on-one, pentru că aveam un timp limitat, pentru că aveam după asta ședințe de consultare, tot era foarte strict planificat în ziua mea și eu n-am putut să comunic cu toată lumea. Dar chiar și așa, eu am lăsat cărți de vizită la intrare și am anunțat pe toată lumea, i-am mulțumit că ei au venit și am anunțat pe toată lumea că aici este cartea mea de vizită, pentru un singur click, tu ajungi la mine și noi o să avem posibilitatea să discutăm și să ne cunoaștem. Și am primit și iată așa un mesaj unde, salut, n-am putut să discutăm, n-am reușit să discutăm, hai să ne vedem la o cafea, hai să... desigur că eu o să accept și o să mă duc și la acel lunch și la acea cafea, pentru că niciodată nu știi de unde sare iepurele și eu am învățat deja că atunci când universul îmi dă oameni, semne, contacte, eu trebuie să merg mai departe cu asta, pentru că oricum, sau într-o nișă sau în alta, o să am un rezultat. De aceea, recomandarea mea este să fiți tot timpul acolo, prezenți, pentru serviciul și brandul vostru. Fie asta Upwork, fie asta Instagram, fie asta LinkedIn, fie asta real life, evenimente, expoziții și așa mai departe. Dacă toți fii acolo, clientul tău o să aibă cu ce interacționa. De fiecare dată când tu alegi să nu fii acolo, ziua în care alegi să nu postezi, ziua în care alegi să nu scrii un call to action, ziua în care alegi să nu interacționezi cu clienții tăi, tu, ca artist, nu existi. Produsul tău nu există. El nu se face auzit. El nu se face vizibil. Și de ce ar mai căuta un client serviciile tale, de ce ar mai apela la tine, de ce ar mai veni la tine, dacă tu nu ești, tu nu ești acasă, tu nu ești acolo, este un profil pe Instagram, dar tu nu ești acolo, tu n-ai postat nimic, tu nu faci nimic, este un profil de Upwork unde aplici odată în 3 zile la un job, în cel mai bun caz, și la tine activitatea profilului nu se indexează. Ca să fii indexat de Upwork în mulțime de freelancer, trebuie să fii activ o bună parte a zilei acolo. Deci nu are cum client să vină dacă tu nu ești acolo. Pentru tine și pentru produsul tău. Dacă voi ați încercat oricare din aceste modalități și dacă ceea ce faci tu zilnic pentru căutarea de clienți nu dă rezultate, atunci asta este semnul că trebuie să faci altceva. Dacă nu obții rezultate dorite, ori faci ceea ce nu are nicio legătură cu scopul tău, cum v-am dat exemplu, postăm fotografii de produs și ne adresăm colegilor fotografi. Nu o să aducă asta clienți. O să aducă colegi fotografi care le plac cum te fotografiezi, te urmăresc și îți comentează. Companii nu o să aduc. Sau nu faci așa cum trebuie. M-am înregistrat. Iarăși, o să merg pe cazurile tipice care eu le tot le lucrez în consultant. Te-ai înregistrat pe Upwork, aplici odată la 3 zile la un singur job și aștepți să ai un rezultat. Dacă faci toate modalitățile, dacă faci orice lucru care l-am enumerat eu până acum și ceva nu funcționează, înseamnă că o faci fără o strategie, o faci fără a ști propriu-zis cum se face, de exemplu, mă duc să fac pitching, ok, dar care e structura pitching-ului? Trebuie să ne-o formulez, trebuie să ne-o fac, trebuie să o învăț. Înseamnă că tot ceea ce testezi tu, sau testezi un singur lucru, sau nu faci o testare, deci alegi un mod, dacă nu funcționează asta, alegi altul și tot așa, testarea A, B. Deci trebuie să ai 2-3 modalități care le testezi și vezi care dintre ele în aceeași nișă, apropo, în aceeași, de exemplu, pe Instagram. Voi posta, voi scrie call to action pentru clienți, voi da follow la companii, le voi scrie și vedem care din aceste lucruri îmi aduc mai mulți oameni anume în acest domeniu, anume clienții de care am eu nevoie. Deci trebuie să ai 2-3 modalități într-o singură direcție, într-o singură nișă, într-o singură modalitate și să vezi care dintre ele funcționează mai bine. De asemenea, analiza este foarte importantă. După fiecare lună de activitate, eu, de exemplu, după fiecare săptămână de activitate, eu analizez ce a mers, ce nu a mers, ceea ce a mers multiplic, în cazul în care vine o perioadă în care asta nu mai dă așa randament, apelez la, iarăși testez, apelez la alte modalități, pentru că trăim într-o lună foarte schimbătoare și trebuie să ținem pulsul cu piața și să vedem care modalități vând mai bine. Și, desigur, să facem concluzii, să vedem ce n-a mers, de ce n-a mers. Este modalitatea în sine nefuncțională sau eu n-am făcut ceva?
cum trebuie. Și desigur că aplicarea în practică, soluțiile, este foarte ușor să înțelegi ce ai de făcut, este foarte ușor să faci asta într-o zi și este foarte ușor să renunți a doua zi. Dacă tu rămâi consecvent pe ceea ce tu faci, rezultatul o să vină. Dacă tu alegi să faci asta o oră pe zi sau o oră în toată săptămâna, rezultatul o să vină, dar foarte, foarte greu sau nu o să vină deloc. Dacă până acum v-a plăcut ce despre ce eu am vorbit, eu vreau să vă rog, pur și simplu, să faceți, nu știu, o poză la webinarul nostru sau să creați o postare despre ceea ce am discutat eu acum și vă explic de ce. Eu sunt permanent în căutare de oameni faini pentru audiența mea. Unul din scopurile mele primordiale este să ajut cât mai multă lume. Fie asta iată prin evenimente de tipul dat, fie asta prin produsele mele educaționale, fie asta prin consultanță. Necesitatea mea de a ajuta oamenii vine din acel moment întunecat, plin de disperare, plin de neputință, plin de singurătate, care l-am trăit în anul 2016. Atunci când mă luptam efectiv pentru viața mea, atunci când eram într-un salon în care trebuia fiecare zi să găsesc motivația și să fac în cumpas și în cumpas spre scopul meu final, Elena cea sănătoasă și bine, atunci am trecut prin toate aceste emoții. Frică, disperare, neputință, necesitatea ca cineva să fie alături de mine, să mă susțină, să mă ajute, necesitatea ca cineva pur și simplu să fie acolo pentru mine și toată experiența care am trăit-o în acele 9 luni de zile, eu am luat-o mai departe și am pus-o în practică în fiecare direcție din viața mea. Fie asta job, fie asta familie, fie asta prieteni, fie asta antreprenoriat și mai departe prin ceea ce fac eu, fie asta consultație. Scopul meu este ca să ajung organic la cât mai multă lume care ar avea nevoie de ajutorul meu. De aceea ajutorul vostru în a atinge scopul de a ajunge la cât mai multă lume este la fel de important pentru mine, așa cum poate pentru voi este important ajutorul meu, iată, prin explicarea la fiecare pas, la fiecare lucru despre care am discutat astăzi. Apropo, nu, este doar o rugăminte, în cazul în care voi rezonați, în cazul în care voi vreți să faceți asta, eu vă rog pur și simplu să postați impresiile și emoțiile în urma evenimentului de astăzi cu un tag, atâta tot, în cazul în care nu rezonați, în cazul în care nu vreți să faceți asta și tot ceea ce vă interesează este pur și simplu modalitatea prin care poți să ai un venit din fotografie, este absolut ok, eu sunt foarte ok cu asta. Mersi. Să continuăm, deci. Revenim la subiectul nostru. Oricare ar fi opțiunea de mai sus, care l-am enumerat pe cele 5-6, prin care intenționez să atragi noi clienți, aceasta va funcționa doar dacă vei fi consecvent în acțiunile tale și vei face zilnic câte un pas, câte un punct din planul sau strategia ta. Pe lângă, iată noi ca fotografi, ca creatori, ca artiști, pe lângă tehnica foarte bună de fotografiere, noi trebuie să ne dăm seama că atât timp cât noi nu optăm pentru angajare, noi nu vrem să mergem să ne angajăm într-un studio, noi vrem să lucrăm pe cont propriu. Înseamnă că noi suntem responsabili în totalitate de a aduce clienții în viața noastră, de a găsi clienții de care avem noi nevoie. De aceea, noi avem nevoie de o strategie. Strategia ce înseamnă? Un plan de la A la Z care conține scopul nostru final. Acest plan îl împărțim pe task-uri. Ce trebuie să fac eu ca să ajung la scopul meu final? Aceste task-uri le împart în sub-task-uri. De exemplu, trebuie să am un site, un portofoliu care să mă ajute în momentul când mă întâlnesc cu omul să-i arăt ce fac eu, la ce lucrez eu. Ok, dacă am nevoie de un site, trebuie să caut ce platformă pot să-mi construiesc un site foarte rapid și foarte comod. Înseamnă că ca task ne punem căutare, platforme pe care putem să ne formăm un site. În cazul în care vreți să faceți publicitate
sponsorizată pe contul vostru de Instagram ca să creșteți audiența, anume clienți care au nevoie de serviciile voastre, atunci iarăși trebuie să găsiți pe cineva care este specializat în asta. Trebuie să vă faceți anumite fotografii, plan media de foto, de video prin care voi o să faceți această publicitate. Deci tot ceea ce efectiv o să vă ducă pe voi la scopul final să am cât mai mulți clienți, dacă ăsta ar fi scopul final, asta înseamnă că includem tot într-un plan de acțiune, împărțim în task-uri, sub-task-uri și în fiecare zi, în fiecare zi, ai dispoziție, n-ai dispoziție, plouă afară, soare afară, ai chef, n-ai chef, te apuci și faci. Doar consecvența și câte un pas mic făcut zilnic face diferența dintre oamenii care reușesc să facă ceva în viață și dintre oamenii care stagnează și pur și simplu se mulțumesc exact așa situația care este, sau și mai rău, sunt frustrați pe situația care este și tot timpul se jăluie și se nefericiți. Eu sunt exemplul viu că schimbările mici dau rezultatele mari. Iarăși, o să fac referire la tratamentul meu. Fiecare pastilă mică, băută, zilnic, la aceeași oră, au dat rezultatele mari. De la 48 de ore care mi-au fost date în momentul internării, deja sunt 6 ani de când sunt în emisiune, sunt bine, mersi, sănătoasă, mulțumesc Universului, mulțumesc Domnului, dar asta nu ar fi fost posibil dacă eu nu urmam în fiecare zi exact planul care, și scopul care mi l-am pus în față. Dacă nu făceam meditație în fiecare zi, nu eram bine mental ca să fac fizic lucrurile care trebuie să le fac. De exemplu, să rezist chimioterapie, de exemplu, să fiu destul de trează mental ca să mă duc la anumită oră, să beau o anumită pastilă sau la un anumit interval, pentru că acolo era un cocktail adevărat. Și eu tot timpul fac asemănare la viața mea ca antreprenor, ca creator, ca mentor, ca orice, chiar ca simplu om. Eu știu că eu, dacă vreau să ajung la un scop, îi trebuie foarte bine să găsesc instrumentele care mă vor ajuta să-mi îndeplinesc fiecare task, fiecare însărcinare, care încet, încet, în fiecare zi, mă va duce un pic mai departe și mă va apropia de rezultat final. Și nu vă faceți griji. Cum ajungeți la scopul ăla, nici nu o să observați, pentru că o să aveți încă 5-6 scopuri înainte. Odată ce învățați acest mers al lucrului, odată ce înțelegeți foarte bine că doar acțiunea, doar pasul mic făcut zilnic este soluția și doar odată ce voi începeți să faceți asta și deveniți consecvent în asta, acționați în fiecare zi, doar atunci rezultatele apar. Altfel, nici de cum. Și da, schimbările mici dau rezultate mari, doar cu condiția că rămâi perseverent în ceea ce faci. În cazul în care tot ceea ce am povestit eu acum este un lucru care pe tine te sperie, în care spui, ok, Elena, am înțeles modalitățile, am înțeles ce am de făcut, dar eu nu știu cum să mă apuc, eu nu știu ce să fac, eu nu știu care sunt propriu-zis acțiunile pe care trebuie să le urmez. Atunci eu am un mesaj pentru tine. Eu sunt aici și sunt gata să te ajut. Nu ești singur, nu ești singură, pentru că avem și bărbați la noi în masterclass, nu ești singură în această călătorie și nu trebuie să fii singură. Și voi știți, și eu am povestit asta de atât de multe ori și nu mi-e rușine să recunosc. Eu singură, la începuturile afacerii mele, anume pe piața internațională, am apelat la copywriter, am apelat la business coach, am făcut SEO school, pentru că eu înțelegeam că eu n-am instrumentele, eu îmi doresc foarte tare să obțin asta, dar eu n-am instrumentele. Eu îmi doresc foarte tare să obțin asta, dar într-o zi eu sunt bine, în altă zi am avut un refuz de job, cu moralul la pământ, nu știu ce să fac, nu știu, n-am instrumente în care să-mi ridice moralul și să mă ridic și să merg mai departe. Sunt zile și momente și situații în care tu uiți de meditații, tu uiți lucrurile care te ajută să revii în forma ta inițială. Și iată, în așa moment este foarte important ca să ai pe cine miza. Și în cazul de față puteți să mizați unul pe comunitatea noastră de a fotografiilor, de produs, în cazul în care vă simțiți ok să faceți asta, sau puteți să mizați pe ajutorul meu, pentru că voi deja știți că eu de foarte mult timp fer consultanță și cu mare drag v-aș ajuta în momentul în care voi decide că aveți nevoie de acest ajutor.
Vreau să vă prezint un pic formatul meu de consultanță, pentru că este un serviciu despre care eu nu vorbesc public. Eu doar spun că am consultanțe, povestesc așa în linii generale, dar detalii ofer doar la oamenii care îmi scriu despre asta, care mă întreabă despre asta. Și de ce țin cu tot, nu știu, și să vă prezint astăzi consultațiile mele? Pentru că știu că în orice început, fără un plan, fără o strategie, fără instrumente, este foarte greu să obțin rezultat. Eu am acest plan, eu știu cum să-l facem împreună, eu am aceste instrumente și sunt gata să le împărtășesc cu voi. Eu deja le împărtășesc și eu știu că astăzi sunt aici oamenii care deja sunt în consultanță cu mine. Eu știu rezultatele noastre frumoase. Și, sincer, am prins la curaj să povestesc asta public, doar de aia când avem rezultate foarte frumoase. Și văd acest parcurs de la Elena nu știu ce să fac, până la am făcut, a reușit, merge mai departe. Împreună cu mine, în timpul consultanțelor, noi vom lucra la două aspecte foarte importante. Primul, schimbarea de mindset. Poate să vă par banal, poate să vă par fără logică, ce are un fotograf cu mindset și așa mai departe. Eu din experiența mea personală și din experiența oamenilor cu care suntem în consultație și din experiența tuturor cunoștinților mele știu că importantul ingredient în obținerea unui succes este mindset-ul. De aici pornește tot. Pentru că fiecare dintre noi, ca om, are anumite blocaje mentale. Pentru că, de fapt, în spatele la neacțiunea ta, în spatele la decizia ta că astăzi nu o să postez că n-am ce, în spatele la comparația ta cu alți fotografi, în spatele la toate gândurile negative care vin despre tine atunci când tu vrei să faci ceva și te oprești, stă un blocaj mental, stă un trigger. Noi trebuie să lucrăm cu el. Noi trebuie să lucrăm cu mindset-ul tău. Și dintr-un mindset, știi, există două tipuri de mindset. Există mindset-ul fix și există mindset-ul de growth în engleză, adică mindset-ul de creștere. Noi avem ca task în consultanță să schimbăm din mindset-ul fix, care are foarte multe frici. Mindset-ul fix este cel al oamenilor care au învățat să facă ceva foarte bine, în cazul meu, fotografia. Mindset-ul meu fix îmi spunea, nu accepta propunerea asta, dar dacă nu o să faci față, o să-ți treci reputația, nu trebuie ție asta, nu accepta, dar nu te duci nișa aia, dar de ce te duci, dar tu până acum ai făcut nunți, dar de ce trebuie să te duci în advertising și în presă, nu te duci în presă, în comercial, atât de bine ai câștigat aici, dacă nu o să faci față, dacă reputația ta o să sufere, nu scrie clientul ăsta, ce o să gândească el despre tine, nu fă pitching, ce o să gândească omul ăsta despre tine, iată asta e mindset-ul fix. Când noi știm foarte bine să facem ceva și nu ne apucăm. Deci noi știm foarte bine să facem fotografie, dar nu ne apucăm de antreprenoriat. Asta cumva se rezolvă de la sine. Pentru că pentru noi, creativitatea noastră, numele nostru, reputația noastră este mai importantă decât să încercăm, să riscăm și să creștem. Și iată, în coaching, în consultanță, noi trecem de la mindset fix, de la frici, în mindset-ul de creștere, unde normalizăm fricile, unde normalizăm eșecurile, unde învățăm instrumentele care să ne ajute să gestionăm fricile, care ne ajută să gestionăm greșelile, să le tratăm ca pe un lucru, ca pe cel mai mare dar de creștere pentru tine. Pentru că haideți să recunoaștem, eu cel puțin am failuri în fiecare zi și eu știu că asta așa și trebuie să fie, pentru că eu sunt un om care permanent învață ceva, permanent ceva încearcă, permanent ceva testează. Doar asta este calea spre creștere și eu sunt foarte conștientă de acest lucru și e ok să failuiesc atât timp cât eu am toate instrumentele ca să ies din acest fail, nu ca o învinsă și drama vieții mele și nu știu ce. E ok, se întâmplă, am luat lecția super prețioasă și darul care a venit în acea greșeală, în acel fail și merg mai departe. Și deja iau altă decizie care mă va duce spre non-fail, așa se spune. Și anume la acest capitol, cu asta începe consultația. Eu vă ofer tehnici și instrumente prin care
să gestionați aceste momente de criză și, cel mai important, noi învățăm să facem împreună meditație, noi învățăm împreună să eliminăm gândurile negative și în locul lor să ne programăm în fiecare dimineață și seară spre succes, să înlocuim cu gânduri pozitive, să înlocuim cu planul nostru real de viață, să nu mai fim o victimă a realității sau să nu mai fie viața noastră un rezultat a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ci să fie exact ceea ce noi ne dorim. Și punctul numărul 2, care este un super important, este anume strategia și planul de acțiune. Noi împreună formăm o strategie, un plan de acțiune, divizăm tot pe task-uri și ținem pulsul. Avem teme pentru acasă, avem lucruri de făcut și eu chiar cred că noi nu putem să ajungem la o destinație dacă noi nu știm cum se numește acea destinație și nu cunoaștem harta. Numele destinației este scopul nostru final. Noi avem exerciții care le facem împreună și determinăm care este scopul meu în viață, în business, orice consultanță, orice tip de consultanță nu ați avea nevoie. Și când am determinat scopul nostru final, facem harta, drumul, cum noi acolo ajungem. Și de dorit să facem vreo 3 drumuri, pentru că strategiile care funcționează nu au o singură versiune de a ajunge la scop, au 2-3. Noi testăm, ținem pus pe fiecare și vedem care de cel mai bun rezultat, acolo mergem, în direcția aia mergem. Eu îmi doresc enorm să fiu alături de tine în parcursul tău. Eu știu că eu am rămas în viață, eu știu că eu sunt pe această planetă să ajut oamenii, să motivez oamenii. Cum am mai spus, eu tot am pornit din întuneric și sunt astăzi în lumină și vreau cât pot eu, cum pot eu, dar eu știu că eu pot tare mult, puteți să vedeți și puținele mesaje care am avut posibilitatea să le includ în acest slide, că rezultatele sunt atât timp cât voi vă decideți că aveți nevoie de asta și vreți să lucrați cu mine în această direcție. Achiziționând o oră de consultanță alături de mine, vei reduce semnificativ distanța dintre vis și realitate. Și eu de asta, Maria vrea ceva să ne spună, și eu de asta sunt deja sigură, pentru că avem situații în care am început consultanța noastră de la un motiv și am ajuns, scopul a fost 3-4 ori mai imens și mai mare și care nici măcar nu putea să se gândească persoana care era în consultanță, pentru că asta, de fapt, oferă planul de acțiuni. Tu când te pornești concret spre scopul tău, știi ce ai de făcut, rezultatele, universul te remunerează și rezultatele sunt mult mai mari. Dar atenție! Eu vreau să fac acest disclaimer. Este posibil să lucrăm împreună doar dacă tu iei această decizie, pentru că în viață este foarte important să decizi. Și odată ce decizi, este foarte important, în engleză, to commit, adică să fii acolo pentru decizia ta. Și în momentul când vrei să procrastinezi, să scrii un mesaj și spui, Elena, eu sunt punct de a procrastina și eu să vin acolo cu impulsul meu și să te ajut. Și noi putem lucra împreună doar dacă îți asumi responsabilitatea pentru munca care necesită a fi făcută și dacă ești gata să devii consecvent în tot ceea ce ți-ai propus să faci, adică fiecare acțiune, dacă este ca task, noi ne trezim, ne apucăm de lucru și o facem. Pentru că dacă voi căutați o pastilă magică care să vină și, nu știu, să o beți și cu ea să vină succesul, în istoria mea asta nu s-a întâmplat, în istoria oamenilor din jurul meu asta nu s-a întâmplat, într-adevăr, succesul este despre muncă. Și pentru ca el să vină, noi trebuie foarte tare asta să ne dorim și foarte mult asta să construim zilnic, să depunem efort pentru asta. Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați ales astăzi să fiți cu mine. Eu tare mult sper că aceste modalități prin care veți reuși să ajungeți la clienții care voi vi doriți, sunt modalități care pentru voi va funcționa. În cazul în care ai văzut o idee și ai clicuit cu ea instant astăzi, eu îți recomand, fă-o anume pe ea. În general, noi, în general, vindem prin energia noastră. Și energia noastră ne dă semne atunci când noi vedem lucrurile pe care noi am vrea să le facem. Dacă la o anumită modalitate, aha, ok, fine, interesant, vreau,
Asta e modalitatea ta. Fără search. Caută. Nu vrei să apelezi la ajutor. Este absolut ok. Fă research, caută modalități, fă strategii, pune în acțiune și fă în fiecare zi câte un pas. Până la urmă, scopul acestui eveniment de la mine pentru tine este unul. Eu îți arăt posibilitățile, dar cel mai important, eu te chem să acționezi. Fă un pas în fiecare zi. Eu știu că ți-am rost deja urechile cu această frază, fă un pas, fă un pas, fă un pas. Dar asta poate devine mantra ta. De fiecare dată când cauți să te sabotezi, de fiecare dată când anulezi, de fiecare dată când reprogramezi, de fiecare dată când amâni, amintește-ți. Pur și simplu, repete-ți, fă un pas. Nu trebuie să fii perfect, nu trebuie să fii un gigant. Unul mic, bine, ok, da, fă. Asta te va duce un pic mai în față decât erai ieri față de scopul tău sau decât erai astăzi. Asta este ceea ce am vrut eu să vă spun astăzi. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, vă mulțumesc că am stat atât de mult timp împreună, că am discutat, că am avut această interacțiune pe chat. Vă mulțumesc pentru toată susținerea. Eu n-am vă spun acum chat-ul. Așa. Da, seminarul se înregistrează, eu o să vă transmit. Ok, vreau să citesc un pic chat-ul. Eu l-am ascuns ca să ies din... așa, ok. Speechless, ok. Da, dacă aveți careva întrebări, apropo, lăsați-le în chat. Eu pot să vă răspund și la întrebări. În cazul în care întrebări nu sunt, în cazul în care ați vibrat cu energia mea, eu vă aștept pur și simplu cu un mesaj în privat. Eu prefer comunicarea în privat cu fiecare dintre voi. Așa facem și un schimb de energie și, iarăși, voi m-ați cunoscut pe mine, vă cunosc și eu încă și mai bine pe voi. Aștept ziua de 15 zile când se începe. Perfect, Ion, și eu aștept. Apropo, până când noi în grup avem doar bărbați înregistrați pentru 15 iulie, vă imaginați așa? Mulțumesc și vouă. O să vă transmit prin e-mail mâine linkul webinarului înregistrat. În cazul în care aveți o parte preferată și vreți să o reascultați, vă invit cu mare drag. De asemenea, dacă aveți un prieten, o prietenă care poate ar fi trebuit să audă această informație, împărtășiți-o. Împărtășiți-o dar din dar, să faci rai. Mersi tare mult, o seară bună tuturor, vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare într-un nou eveniment.